1 iunie este doar la câteva zile distanță, iar Parcul copiilor, administrat de primăria municipiului Timișoara, se pregătește să îi întâmpine pe micii sărbătoriți. Colegii noștri de la Horticultura au vopsit atât gardul cât și echipamentele de joacă din metal și lemn și le-au reparat pe cele defecte. Suprafețele de tartan de la locurile de joacă au fost înlocuite și a fost montată o piramidă de cățărare pentru copii cu vârste între 3 și 4 ani. Corabia naufragiată a beneficiat de reparații la podeaua de lemn, la fel ca și în zona în care se află bărcuțele. Patinoarul a fost demontat pentru a asigura mai mult spațiu, iar căsuța de la Trioliană a fost reparată. Cei mici vor mai avea parte de o surpriză plăcută, descoperind cele cinci instrumente muzicale de exterior, clopote și tobe, instalate recent în Parcul Copiilor. Aceste noi elemente vor îmbogăți peisajul vesel și colorat al parcului. Instrumentele muzicale au fost donate de Asociația Clubului Lions Timișoara Bastion. Casa de Cultură a municipiului Timișoara a pregătit un program extrem de atractiv activ pentru copiii de toate vârstele, dar și pentru părinți și bunici, între 31 mai și 2 iunie. Astfel, parcul copiilor va găzdui spectacole de teatru, dans și muzică, parada costumelor populare, ateliere de gătit, grădinărit, reparații de biciclete de reciclare, împletituri din nuiele, meșterit din lemn, coronițe și aranjamente florale, deconfecționat păpuși din linguri de lemn, școala de circ, activități sportive și multe alte activități educative și distractive. Pentru că Bega e la 2 pași, copiii se pot bucura și de curse cu Vaporeto, ghidate de breas la ghizilor și de curse muzicale, cu plecare din stația Vasile Pârvan. De asemenea, în Parcul Rozelor, duminică seara este programat un concert extraordinar cu piese din producții Disney. Reamintim că ziua copilului va fi celebrată în întregul oraș cu foarte multe evenimente. Pe malul Begăi, proaspăt reabilitat, este programat un turneu de basket care se va desfășura pe noul teren amenajat aici. Pe spațiul verde de pe mal va avea loc o nouă ediție de picnic atipic. În parcul Tom și Jerry de pe splaiul Griviței, care a beneficiat și el recent de reabilitare, vor avea loc ateliere de arte plastice, pictură pe față, colaje și competiții de ping-pong, care vor asigura distracție pentru întreaga familie. La Muzeul Apei redescoperim împreună lumea minunată a copilăriei prin festivalul de joacă Cocoloș, cu câte ceva pentru fiecare. Teatru de păpuși, atelier de pictură, atelier floral, atelier cu ciocolată, jocuri de logică, atelier de stupărit, regatul calculelor rapide, joacă senzorială, atelier robotică, observații solare prin telescop și altele, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.